Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi redactorul șef, monitorul de Suceava, Tiberiu Avram. Bine ai revenit, Tibi. Bine te-am găsit, Cătălina, și pe telespectatorii Intermedia. Începem cu vestea referitoare la transportul public metropolitan. E posibil, dacă se aliniază planetele și se întâmplă vreo nouă condiții pe care le-a expus primarul Sucevei Ion Lungu, ca oamenii să poată circula cu transport ecologic, electric, de la Suceava, între Suceava și localitățile din zona urbană funcțională, se numește ea, zona metropolitană. Și ar fi din nou o premieră la nivel național. O premieră despre care pare nu o să zică nimeni când o să se întâmple, că doar nu e nici la Cluj, nici la Sibiu, nici la Timișoara, da, ci e aici undeva în nordul Moldovei. Da, uite, acum să fac o introducere referitor la ce ai spus, faptul că nu o să spună nimeni. Pentru că eu vorbisem și cu domnul primar Lungu acum câteva luni și spusesem că eram mirat de faptul că nu se insistă, cel puțin el nu insista, de fapt aseară anul trecut, pe acest subiect, faptul că în Suceava există transport... Parc electric, 100%. Da, în Suceava transportul de călători este electric sau ecologic, să spunem, na, 100%. Și asta se întâmpla în condițiile în care ne uitam la știri, la posturile naționale și vedeam în Timișoara încă un autobuz. Autobuze, da, sau da. Încă două autobuze. Am ajuns la 20%, la 30%. Bă, dar noi în Suceava avem deja 100%. Și sunt 62, adică nu sunt 4 dar autobuze nu sunt 4, de toate. 5 ca 10. Da. Acum, de asta zic, nu știu cât știu din țara asta, că în Suceava avem de ceva vreme transport, deci ecologic, să spunem 100%. Da? Chiar vorbisem cu un amic, fost coleg la evenimentul zilei, Laurent Ciornel, colaborator la Facultatea de Silvicultură, și venise în Suceava anul trecut și era mirat cum că voi aveți... Omul și era, noi nu om, știm. Da, da, și noi nu știm. El e un tip care e informat așa de... Totuși nu știa. Da, bine, nici n-aș vrea să mergem în zona asta a conspirațiilor împotriva Moldovei, conspirațiilor. Moldovei. Poate nu s-a promovat suficient. Și acum trecem la ăsta, transportul metropolitan. Dar aici ce sunt localitățile Suceava și localitățile limitrofe, nu parcă mai aici cineva? Inclusiv orașul Salcea. Bun, care e tot cam limitrof, așa. Spui, da. Bun, dacă s-a alineat adică un plan... Adică și voi la Moara o să puteți veni de la Moara la Suceava și de la Suceava la Moara cu transport ecologic. Da, aici este o discuție. Am văzut că domnul primar Lungu a declarat astăzi că au venit autobuzele la el, făcut nu știu ce bază, și speră că de la 1 septembrie să fie operaționale. Probabil vor fi, chiar dacă am înțeles că de-abia din decembrie va fi gata baza, așa, vor fi operaționale, se va găsi o situație provizorie unde să stea. Și sunt convins că vor fi, pentru că domnul Lungu în decembrie nu va fi primar și va dori probabil să-și încheie mandatul cu o victorie. Cu o victorie și cu o realizare, pentru că este o rămâne mare realizare. Ceva da. Absolut vizibil în urmă. Da. Dar acum va dura câțiva ani și câțiva ani buni, până vom învăța să mergem să folosim acest transport. Noi dacă ne uităm acum din localitățile limitrofe, și ai zis din Moara, da, de unde vin eu, bun, mai sunt alții în zona Ipotești, mai din zona dinspre Burdujeni. Da, copilul și mașina și... când e de dus la școală, da, nu? Copilul sau mașina. Noi știi cum a venit din perioada din comunism, când aveam tot felul de lipsuri și acum, bun, au trecut ceva, dar au rămas încă cu niște sechele și oamenii și-au luat două, trei mașini. Merg cu mașina la servici, soțul merge cu mașina, soția cu mașina. Da? Noi trebuie în primul rând să învățăm să mergem cât mai mulți cu mașina, da? Și după asta să învățăm... Care să se numească și autobuz câteodată, iar după asta, mașina asta se transformă în autobuz. Pentru că e mult mai ușor. E mult mai ușor pentru toți până la urmă. Te urci în autobuz, faci și economie, da? Și de timp. Bun, și de timp, pentru că aici de timp în ansamblu, că dacă vom învăța cât mai mult să folosim aceste mijloace de transport în comun, dă seama câte mașini vor dispărea din aglomerația asta care este dimineața. Că dacă mergi, eu vorbesc din zona Moara, dar știu că dinspre Ipotești e la fel și dinspre Burdujeni. Dacă ai plecat de acasă după 7:30, faci jumătate de oră, 40 de minute în trafic. E bară la bară. E, o mare parte din aceste mașini ar dispărea. Pentru că oamenii ar folosi acest transport. Dar, repet, va dura ani de zile până să ne obișnuim. Bun, e un pas, trebuie făcut un pas.
Nu poți mai întâi să... De fapt, n-ai cum să înveți omul să îi schimbi mentalitatea dacă nu are mijloacele necesare. Nu-i dai alternativa. Da. Și mai un aspect care s-ar putea să contribuie la schimbarea mentalității, vor fi cu adevărat în sfârșit implementate sensurile unice în municipiul Suceava, cu 3 benzi pentru mașini și o bandă exclusiv pentru transportul public de întoarcere, care ar trebui să fluidizeze traficul și ar trebui ca timpii de călătorie cu TPL, cu transportul în comun, să fie mai reduși și mult mai previzibil. Păi evident că, bun, când vor fi introduse sensuri unice, se va fluidiza un pic mai mult, vedem, mai mult sau mai puțin traficul. Dar atât, în momentul în care va fi introdusă o bandă specială pentru mijloace de transport în comun, cum este, de exemplu, în Cluj, am văzut, deci nu sunt fan al Clujului, dar, mă rog, asta e realitatea. E foarte bine organizat orașul în acest punct de vedere. Pe banda aia nu circulă decât autobuzul. Bine, cum să mai apară un, doi șoferi, că așa e și la noi. Mi se pare că și taxiurile, da. Dar numai mijloace de transport în comun. Și atunci îți dai seama, nu are nicio oprește, niciun hop, nicio piedică. Doar la semafoare. Doar la semafoare și va circula mult mai rapid. Îți va conveni să mergi cu mijlocul de transport în comun. Da? Pentru că așa cum se întâmplă în multe orașe. Apoi știi cum vine iarna, adică să stai, să mai dezăpezești, mai te urci într-un mijloc deja transport în comun. Deja e cald în autobuz, nu? Da. Eu sper, dar bun, aici toți vorbești și pentru mine, toți trebuie să, eu nu să facem fac o schimbare. Toți trebuie să facem o schimbare și să, adică o schimbare în primul rând la mentalități. Da? Va dura. Dar măcar să fim dispuși să și avem, să avem acesta. Cu ce. Și să avem cu ce. O chestiune foarte sensibilă acum, Tibi, cred că putem vorbi la nesfârșit și să nu găsim soluțiile potrivite, referitor la situația de la Neamț. Săptămâna trecută a fost o situație asemănătoare și la Suceava, cu percheziții, persoane reținute pentru trafic de droguri de risc și de mare risc. Aici la Neamț e, din păcate, condimentat acest caz și cu viol în formă continuată. E o situație care încă nu este ținută sub control de autorități. Traficul și consumul de droguri, de toate tipurile. Că aici vorbim despre lucruri care mie nu-mi sunt cunoscute, de tipul 3 CMC, 4 CMC, cannabis, da, nu, și da, nu altele. Știu, din fericire nici mie nu sunt. Eu sunt mirat că acest fenomen se dezvoltă în România. Nu că ar fi anormal să se dezvolte, dar acum ceva vreme, dacă ți-ai minte, inclusiv președintele Iohannis, a zis că în CSAT vom discuta, devine un subiect, am trecut parcă, un subiect major, mă rog, nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, se consumă droguri multe în liceele sucevene. Toți copiii știu, elevii pot să spună cine vinde droguri. Nu înțeleg. Bun, există chestia asta, mai vreți să mă dacă toți copiii știu, probabil că știu și profesorii și directorii, probabil că știu și autoritățile, sau ar trebui să ar trebui să știe. Vorbisem o dată cu, mă rog, un specialist în domeniu și spunea că ei merg la, nu interesează cei mici care vând, interesează dealerii mari, pentru că îl prins pe ăla mic, va fi înlocuit cu altul. Ok, am înțeles, e logic ce spune, dar dar vorbim toți despre copii. Da, iai pe toți ăștia mici, unul pe altul la rând, pentru că până îl prinzi pe la mare, da, toate liceele noastre se plin de droguri. Și din păcate, și știi foarte bine, stăm la dimensiune, nu prea se face nimic. Prevenție. Dar numai prevenție, adică vorbesc de cazuri în care sunt copii drogați și nu trebuie să ne ascundem după degete. Știm licee în care au fost găsiți copii drogați, directorii au preferat să ascundă lucrurile astea. Eu îți povesteam înainte de emisiune că știu un liceu, acum câțiva s-a întâmplat, unde n-a fost la școală într-o sâmbătă dimineață, mă rog, într-o vineri seară au fost mai mulți elevi la liceul respectiv, consuma niște droguri ușoare, la a doua zi unul dintre ei s-a făcut rău, a ajuns la spital, nu s-a întâmplat în cadrul școlii, dar a aflat directorul instituției. Ce a făcut? Nu putea să nu intereseze, că n-a avut... Luni, săptămâna aia, luni sau marți. Putea să pună capacul pe oală fierbinte. Da, nu fac mulți. Da. Luni sau marți, mai țin minte, a chemat poliția. A vorbit cu polițiștii. Nu le-au făcut nimic copilor, dar i-au chemat, i-au luat din clasă, polițistul îmbrăcat în uniformă,
dus la să dea declarații. Tot liceul a vorbit câteva zile. Dai seama că a băgat frica în ei, dar fără să le facă nimic. A fost o mișcare de foarte bună, să spunem, de prevenție. Dar în majoritatea cazurilor, din păcate, nu se ia nicio măsură. Schemați eventual părinții copiilor să discute cu ei și așa mai departe. Dar o măsură de asta, care cum a fost acolo, adică, dai seama, să putea auzi în oraș. Era un risc să se audă. Dar și-a asumat-o, respectivul director, și-a asumat această măsură tocmai pentru... Bun, ai speriat pe copii, da? Ai speriat să nu mai fac lucruri de asta. Nu știu dacă cât, o perioadă sigur a avut efect, pentru că toți erau speriați că vine și te ia poliția din clasă, da? Bun, și de ce să nu faci mai des acțiuni de tipul acesta? De ce preferă și sunt situații notorii cu chiar pierderi de vieți omenești în rândul elevilor? Da, am avut. Am avut din păcate, la licee, da, de prestigiu, da? De ce? Întreabă-i pe respectivii directori, pentru că au fost multe cazuri și sunt părinți care au avut copii la diverse licee de prestigiu, cum spui, și știu cazuri în care s-au consumat droguri, în care au avut loc abateri disciplinare grave. Și nu s-a auzit nimic. Bun, evident că îți afectează prestigiul liceului dacă un astfel de lucru ajunge în o astfel de întâmplare, bine, ajunge în spațiu public. E de preferat asta în loc de pierderi de vieți omenești? Păi uite că nu e de preferat. Mai bine o ascundem acolo, vorbim între noi, nu ajunge în presă și mergem mai departe. Și se întâmplă de regulă. Da, e de regulă, a devenit o regulă. Se întâmplă astfel de lucruri și să nu se ia nicio măsură. Dar decât ascundem să nu afli nimeni. Și să ne păstrăm imaginea aceea imaculată de liceu de prestigiu, corect, frumos, nu se întâmplă nimic nelegal sau... O să fie camere de detenție în școli. Camere de detenție care, eu nu știu în momentul de față cum trebuie ele să funcționeze. Bun, deocamdată... Dar care probabil vor fi ocupate de persoane și de tipul acesta, cu abateri de tipul acesta. Bun, deocamdată nu știe nimeni cum vor funcționa aceste camere de detenție. Bun, am înțeles că nu se vor numi totuși așa, e denumirea generică dată, camere de detenție. Există cadrul legislativ. Chiar ascultam azi o dezbatere pe tema asta, în care spunea că elevii sunt de acord, părinții așa și așa, profesorii sunt împotrivă. Argumente? Bun, nu putem generaliza. Da. Apoi profesorii, bă, încă o treabă care ne se pune în cărcă, trebuie să mai facem o activitate, nu știu ce. Bun, asta e cum vedem în film. Ai o abatere, deranjezi ora, trimite la camera de detenție sau cum să o numi. Bun, acum e important ce o să fac în camera aia. Că le ia telefonul obligatoriu, că dacă îl lasă cu telefonul, prefer să faci abatere la fiecare vacanță. Oră. Da. Da. Nu știu, că îi pui să citești, că îi să facă un conspect și nu pleacă acasă până termină, nu știu. Dar urmează să stabilească... pentru acasă să fie o formă de arest, ceea ce iarăși n-ar fi, cred că... Trebuie să găsească specialiștii din minister o soluție, astfel încât să nu sune, să nu fie ca un gen de recreere, mă duc acolo și scap de oră, nu mai mă ascultă, dar să fie un mijloc civilizat de sancționare, să spunem. Pentru că la ora actuală, în școala românească, nu există niciun mod real de disciplinare a elevilor. Când eram eu elev... Le mai pasă de nota la purtare? Nu, nici nu te afectează cu nimic. Eu când eram elev, bun, te luau profesori, mai trăgea de perciuni, mai zădea câte o palmă cu rigla. Nu e normal să întâmple lucrurile astea, da? Dar nici să nu poți face nimic. Acum, dacă îi faci observații copilului... Ești deja pe internet, eventual. Da, și vine părintele la școală cu scandal. Cum îți permiți? A dispărut respectul ăsta care exista din partea elevilor și a părinților pentru școală. Bun, aici îi și vina, într-o măsură, a celor din învățământ. Pentru că, iar trebuie să recunoaștem, sunt mulți profesori care, bun, motivele sunt multe, care nu prea își bat capul cu școala. Că de asta ajungem, dacă vrei, termină un elev liceu sau școala generală, vorbesc că se află în clasele terminale, trebuie să meargă la pregătire. De ce să mai mergi la pregătire? Nu-i suficient ceea ce faci la școală? Uite, se pare că nu. Că nu sunt olimpiade, sunt examene accesibile. Da, dar nu-i suficient. Da?
Deci nu înseamnă că nu se face școală suficient. Bun, e adevărat. Sau că examenele nu sunt corelate cu felul de școală care nu, se face. Deci acum. Nu se face școală suficient. Asta. Iar bun, e adevărat că am avut perioada asta mulți ani în care învățământul a fost pus pe ultimul plan sau, mă rog, unul din ultimele planuri. Nu că ar fi acum scos mai în față, dar vorbesc măcar de partea financiară. Că profesorii erau, acum au ajuns, ei plătiți foarte bine, atunci erau plătiți în bătaie de joc. Și n-au ajuns, poate, în învățământ cei mai buni, sau poate dacă au ajuns, și-au pierdut interesul la un moment dat. Da? Și în cercul ăsta vicios s-a ajuns la situația care s-a ajuns. Bun, dar pornisem la camere de detenție. Și la disciplină. Numai cum să disciplinezi copilul astăzi, nota la portare, nu știu dacă afectează, decât dacă dai la liceu militar, mi se pare, dar în rest nu interesează pe nimeni nota la portare. Și în multe școli un haos. Expatricularea, nu știu dacă e tentantă, că învățământul de per capita. Da, și mai e o chestie, mi se pare că nu ai voie să lași repetenți. N-aș băga mâna în foc, dar corigenți, repetenți, nu ai voie să... Corigenți ai mai lași, dar repetenți nu ai voie să lași. Ceea ce e o aberație. Adică înveți, tot treci clasa până la urmă. Da, tocmai că finanțarea asta a învățământului e pe elev echivalent, se zice. Da, bun, sau per capita, cum ai zis. Bun, la noi au fost și prostiile astea. Știi că noi tot timpul am încercat să copiem, am avut ceva în Occident, hai să luăm. Bă, dar stai puțin, hai să vedem dacă se poate adapta dacă la noi. Dacă se potrivește. Nu s-a eliminat, la un moment dat era aproape eliminat examenul de capacitate sau influența examenului de capacitate. Era mult diminuată. Au fost câțiva ani în care era numai media sau media de la anilor de studiu, de cea mai mare pondere, da? Și la școlile generale era ordin pe unitate să aibă toți note mari, cât mai mulți de 10, pentru că ajungeau acolo. Eu știu că în perioada aia, când a fost un an sau doi în care media anilor de studii era... multe experimente pe elevi. Și bacalaureat test grilă a fost. Da, și îmi spunea domnul Virginie Leordache, la informatică, veniseră elevi de la țară, nu avea nimic și la țară, dar care aveau 10 pe linii și au renunțat după un an că nu făceau față. Da? Bun, sunt elevi de la țară foarte buni, dar era în perioada din categoria note umflate. Da, era în perioada de început, când încă la școlile generale din oraș se mai puneau notele ca înainte. Știi? După aceea toți, hai, note cât de mari, să fie 10 ca să poată intra la liceu. A dispărut de vreo 2 ani, după aceea s-a redus. În ultimii ani știu că era 20% conta media în lor de studiu. Acum, din câte țin minte, nu mai are nicio influență. E examenul și mai este și admitere pentru anumite secții de la liceele. Corect, mai este admitere, dar chiar fără, bune, să zice, dar fără bune. Admitere. Avem deocamdată examenul de capacitate. Nu mai are importanță ce note e în timpul anului. Da? Toți aveau 10, 9, 8. Nu mai învăța nimeni în școala generală, în liceu îți formezi acea cultură generală pe care nu ți-o poți forma în facultate. Când ajungi în facultate, deja ești orientat spre o anumită direcție. Ești specializat. Dacă n-ai învățat, știi, chestii elementare, și în școala generală, că, în liceu... La ce se dă capacitate? La mate și la română. Nu e așa că înveți numai pentru numai asta, și română. Da. Și te uiți, auzi tot felul de emisiuni de asta la TV... tot felul de concursuri de astea. Deci, așa. Cunoștință generală. Da. Și te uiți la... care au 30-40 de ani și nu știu, niște elemente de astea banale, da? De cultură generală. Prin și... ce școală au făcut? Prin ce au trecut ei? Deci, pentru că a fost această chestie în mulți ani, da? Dăm note, lasă-mă să poți să termine, poți fi note de 7, de 6, de 5, poți fi medii. N-ai învățat la geografie, la biologie. Închei cu media 5. Nu te lăsa să repetăm, dar închei cu media 5. Dar să și conteze undeva. Într-o economie generală, să conteze notele astea. Poate să conteze la final, dar știi cum toți, oricum încheiau cu note mari, 9 și ceva, 10 încheiau. Contează așa măcar pentru tine. Uite, închei cu 5 pe linii sau 5-5-5, nu dă bine totuși. Da? Dar așa oricum, știi, nu învățai oricum, luam 8, minim 8, media 8. Nu văd la geografie, nu văd la biologie, la fizică, 8 oricum iau sau ceva de genul ăsta. Nu, și de-aia spuneam că noi nu admocidăm chestiile astea, unde e alt sistem, altă mentalitate în anumite
zone, unde se intră la facultăți și acum la facultăți de prestigiu, bază de dosar, nu mai dai niciun examen. Vine, îți ia dosarul, îți analizează ce ai făcut, eventual dai un interviu, așa. Trebuie să ai și ceva voluntariat făcut, adică da, activități extrașcolare. Corect, și după aia îl luăm la noi. Dar îl luăm la noi că e valoros. La noi încă există chestia asta, relația, pila, care oamenii o știu pe ăla, știu pe celălalt. Din păcate și modelele Tibi strică în povestea asta și o să mă refer la o situație prezentată și în jurnal, situația judecătoarei de la Tribunalul Suceava, care ar fi putut să fie un model pentru o generație, pentru copiii săi și așa mai departe, dar situația în care s-a pus până la urmă, cu da, discernământ, cu siguranță, că judeca pe alții, nu? Și dramele prin care treceau alții, cu siguranță nu putem invoca lipsă de discernământ din partea ei. Ce modele, ce exemplu acum, să ai? Dacă începem cu modele, nu știu ce modele are societatea românească pentru tineri. Dacă revenim la doamna judecătoare, ea pune, afectează imaginea instituție și a actului sistemului juridic, actul de justiție în general, cum și doamna cea judecătoare de la 1 mai. Care nu știa ce proces... Bine, care la primul termen a chemat în față pe victime. Da? Și la... Decedate. Da, persoane care fusese omorâte. Ea le-a chemat în față. După aceea întrebase la al treilea termen, întrebase pe mama unea dintre fetele care au murit sau o fată, a fost în mărțiminte, dacă a fost la mormântare. Ce relevanță era, ce prostie, în fine. Am văzut-o și în direct pe doamna aia. Păi că ai văzut imagine, era imaginea când stătea un minut, o întrebau și nu spunea nimic. Dar de ce te-ai oprit atunci? Du-te și mergi mai departe, nu stai un minut, ea te întreabă și nu răspunzi nimic. Adică o imagine foarte proastă a justiției și duce la lipsa de încredere în justiție. Bun, cu toate astea sunt foarte mulți tineri care merg spre drept. E greu să ajungi judecător și... pentru că tocmai că e atât de greu să ajungi, Tibi, să compromiți eforturile pe care le-ai făcut. Corect, ai o situație, pentru că dincolo de pensiile speciale, care evident aici e altă discuție, ai o situație materială foarte bună. Vorbim din cauza unei judecătoare. Un statut, un salariu foarte bun, o pensie. Păi ești aranjat pe viață. De ce să te apuci de droguri, de astea? Bine, acum știi cum e, Cătălina, cu patimile astea, că așa și cu copiii. Cei mai mulți dealeri de ăștia de droguri vin și le dau tot felul de pastiluțe. Văzusem acum la televizor, acum ceva vreme, un reportaj, că erau niște bomboane, erau de aia de ursuleț, de aia de, cum se numesc? Jeleu? Gen jeleu, da? Îți dă unul de la gratis care conține un drog ușor ce îți creează în timp dependență. Sau, am înțeles, ai citit niște cifre de acolo. Tot era un drog cu niște cifre de astea. Da, 3 CMC, 4 CMC. Nu știu dacă asta CMC sau CMN, dar care creează dependență imediat. Ai luat unul de ăla, mai vrei. Da? Și acum știi foarte bine oricine, spre exemplu, e fumător. Da? E greu să te lupți cu dependența. În momentul în care ai început să fumezi o țigară, două, la început, bă, las că nu îmi place, nu... pot să mă las oricând. Și după ce ai început să fumezi și fumezi așa, nu prea mai te poți lăsa. Sau poate te poți, dar cu un efort mare, dar trebuie să ai și spune, voință fantastică. E nevoie și de ajutor. Dar ajutor păi e nevoie de ajutor, dar în primul rând primele etape, nu? Da, în primul rând de prevenție, ca să înțeleagă toți, pentru că foarte mulți tineri iau să vadă, să testeze, să vadă cu mâini. Da? La fel și cu băutura și cu drogurile, hai să fac, să trec prin asta, pentru că trebuie să treci. Asta e mentalitatea. Trebuie să mergi, să bei, să te îmbeți, să vezi cum îi, trebuie să iei niște droguri, să am un laps acum, să experimentez, da? Și la droguri e cel mai ușor dependența. Tine trebuie să înțeleagă că odată dacă au luat, se pune norocii pe viață. Iar doamna judecător bănuiesc că știa lucrurile astea. Nu e un copil nevinovat, un copil care a măgit prostit de un dealer de ăsta, ia o bombonică, dă sau... ia uite un drog, încerce tu ca să vezi cum e și după aceea crezi, la început îi dă gratis sau cu sume infime și după aceea evident tot bani mai mulți, mai mulți. Dar în cazul doamnei judecător nu are nicio scuză, pentru că e o persoană, a ajuns la o maturitate, a trecut prin școală și nu puțină, faci dreptul, după aceea urmează acel, cum se cheamă, institut de magistratură, unde se intră foarte greu, da? Așa, faci o leacă de școală și, repet, școală grea. Da? Și când ajungi aici, trebuie să ai o anumită prestanță, un anumit
coeficient de inteligență chiar ca să ajungi într-o funcție clasă. Și păcat, pentru că noi în Suceava avem judecători de apreciat și asta vedem din istorie cu sentințelor, chiar în perioada cu, asta mai vorbit de multă vreme, cu DNA-ul. Când peste tot când erau, foarte activ. Da, peste tot erau arestați toți ce erau reținuți sau acuzați de DNA. Da, în Suceava nu. Vii cu probe, arestezi. Da, vii cu probe, arestezi, n-ai probe, sănătate, nu că spui tu. Avem judecători foarte buni și sper să rămână în și continuare. Despre ei, ca despre faptele bune despre care am vorbit la început, despre realizările mărețe ale orașului ăsta, nu s-a auzit foarte des. Nu s-a auzit pentru că auzim, uite, aia drogata despre... de la Suceava. Mm-hmm. Da, da, din păcate. Mulțumesc, Tibi, pentru discuția de astăzi. Cu multă plăcere.